Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Din anul întâlnește Sepsi, singura echipă care n-a primit gol în Superliga. Dacă mai pune la socoteală și meciul de Supercupă cu Faro Constanța, dar și meciul din Conference cu cei de la Sofia, Sepsi 4 meciuri fără gol primit, Dinamo 0 puncte. Doar ea și cu Craiova au reușit până acum performanța asta, dar Dinamo are meci de jucat acum cu Sepsi pe propriul teren aici pe Arcul de Triumf. Mai de văzut ce se va întâmpla. Totuși Sepsi vine cu echipa bună, nu mai știam să joace cu rezervele, ținând cont că joi vor avea din nou meci în Conference. Eu sunt Bruce Baker, voi dacă vreți să vedeți aminte asta, apăsați cont de like, bucurați-vă de fotbal! Hai, 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 hai
1. Ora 0, minutul 41. Dinamo, ocazie de 1-0, cu de gol, Sepsi, iată, profită, marchează minutul 42. Din păcate n-am prins golul ăsta pe cameră, dar promit că le prind pe următoarele, dacă vor mai fi. Nu pare o fază care se anunță foarte multe lucruri, așa că scuze să acum cum are acția Dinamo. Nu cred că mai dă gol până la pauză, dar uite de văzut și totuși aloare, pisa Dinamo trebuie să forțeze. La pauză, deși Dinamo a avut o mare, mare, mare șansă de a deschide scorul, n-au făcut, așa că Sepsi a profitat și a marcat. A început a doua repriză, haide să vedem dacă Dinamo are forța să egaleze sau chiar să câștige acest meci. Suspans, suspans, pare la limită, m-am uitat și eu pe reloare, pare la limită offside-ul, dacă este. Să vedem ce vor decide arbitrii, hai să vedem, e gol, e gol! 2-0 pentru Sepsi, cum spuneam mai devreme, Bani, a făcut cadou golul ăsta și Sepsi are cum să mai piardă meciul ăsta. Cum ar fi un penalti pentru Dinamo aici la faza asta? Da, se continuă jocul. 6 minute pentru Dinamo să întoarcă scorul. Un fluier i-a încurcat pe jucători. Hai de mama mea. Sepsi fără gol primit după 5 meciuri oficiale în acest nou sezon. Iată că reușește o victorie la 3 goluri diferență pe Arcul de Triumf. Dinamo, deși a fost aproape în câteva rânduri să marcheze, n-a reușit. Eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit, nu te-ați abusat de like, vă las imagine aici pe final de pe Arcul de Triumf. Eu am fost Spector, tot respectul, curați-vă de fotbal, pa, pa! Thank you.
luat aici pe arcul de triunf, chiar dacă Dinamo pierde cu 3-0. Supărat Ovidiu Burcă, se vede. Dinamo Viști părăsesc gazonul supărat, dezamăgit, pentru că nu reușește să obțină punct în acest nou sezon din Superliga.